Bine v-am regăsit, dragi eșeni. Dezvoltăm Iașul așa cum am promis și ne ținem de cuvânt, atât la nivel județean cât și central. Direcția noastră prioritară a rămas în acești ani să creăm condiții de viață mai bune în fiecare comunitate, iar investițiile în special în modernizarea infrastructurii rutiere, în înființarea și extinderea rețelei de apă și canalizare, vor continua cu fonduri guvernamentale în tot județul nostru. Aproape că nu este săptămână în care să numer la București pentru a discuta despre proiectele iașului. Iar în același timp, ușa mea este deschisă pentru toți primarii județului nostru, astfel încât împreună să prioritizăm care sunt lucrurile urgente pe care cetățenii le așteaptă de la noi. Dacă vă mai aduceți aminte, încă de la anunțarea programului Angel Salini, ne-am mobilizat pentru ca județul nostru să obțină fonduri guvernamentale pe care să le investim astfel încât ieșenii să aibă acces la apă potabilă, să circule pe drumuri moderne și să aducem gazul în casele cetățenilor noștri. Guvernarea liberală investește peste 1,5 miliarde de lei în județul Iași, din care 648 de milioane merg către implementarea proiectului de înființare și extindere a rețelei de apă și canalizare, tot mai necesară și mai importantă în județul nostru, având în vedere și condițiile climatice din ce în ce mai aspre, secetele din ce în ce mai dese, astfel încât nevoia de apă potabilă pentru cetățeni și pentru animale este o nevoie urgentă și stringentă în județul nostru. Iar 864 de milioane de lei sunt alocați pentru modernizarea drumurilor județene și comunale. Indiferent că mergem de la Cristești la Ciortești, de la Mironeasa spre Trifești și Bivolari, județul nostru are nevoie de drumuri modernizate, în primul rând pentru a asigura condiții optime participanților la trafic, doi, reușim să asfaltăm în așa fel încât să reducem poluarea cu care astăzi ne confruntăm în interiorul localităților și mulți dintre dumneavoastră mi-ați semnalat și mie... Că de ani de zile, practic, drumurile sunt pline de praf. În acest sens, în total, în județul nostru sunt finanțate prin acest program Angel Salini numai puțin de 127 de proiecte, pe cele două componente, apă și canal, și, evident, drumuri, în toate cele 98 de ale județului nostru. Trebuie făcută mențiunea că guvernul liberal a alocat bani guvernamental prin programul Angel Salini în toate comunitățile județului nostru, indiferent de culoarea politică. Trebuie menționat de asemenea, dragi șeni, că programul Angel Salini are ca obiectiv modernizarea comunităților locale din întreaga țară, prin realizarea de investiții în infrastructura locală în drumuri județene și locale, în infrastructura de apă și canalizare, în stații de epurare a apei, în extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. În acest moment, la nivel național, 68% din totalul de drumuri județene și comunale nu sunt modernizate. 5,3 milioane de locuitori, astăzi în România, nu beneficiază de sistemul public de alimentare cu apă. Iar numai puțin de 8 milioane jumătate de locuitori, aproape jumătate din locuitorii României, nu sunt conectați la sisteme de canalizare. În timp ce 70%. Rețineți, 70% din totalul localităților țării noastre nu sunt racordate la rețeaua de distribuire a gazelor naturale. Nu este un secret că aceste servicii publice practic de bază nu sunt un lux și avem nevoie de un progres semnificativ și la nivel național, dar mai cu seamă aici în județul nostru unde practic eu și colegii mei de la Consiliul Județean, colegii Partidului Național Liberal facem eforturi în acest domeniu. Statul are obligația fără echivoc de a susține realizarea obiectivelor de investiții care practic permit asigurarea în cel mai scurt timp a unor servicii esențiale pentru creșterea calității vieții în toate localitățile din România, punându-se mai mult accent în conformitate cu obligațiile prevăzute în legislație internă și europeană pe apă, canal, drumuri și rețelele de gaze. Trebuie de asemenea să vă aduc la cunoștință că prin programul de guvernare Guvernul României și-a asumat modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructură pe aceste trei componente. Și mă bucur foarte mult că Guvernul României în ultimii ani practic a reușit să aloce și bani pentru cofinanțarea proiectelor europene pe care comunitățile locale, fie că vorbim de consiliile județene, primările, marilor orașe sau comunilor, au avut pentru a-și implementa fondurile europene și, evident, fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea satului sau comunităților noastre. Conform ultimilor date statistice publicate, la nivel național, așa cum v-am spus, 20.000 de kilometri de drumuri județene și 27.000 de kilometri de drumuri comunale sunt nemodernizate, putându-se astfel estima o valoare necesară de cel puțin 50 de miliarde de lei. De atâția bani are România pentru a asigura finanțarea modernizării acestor, acestor drumuri. E important că aici în județul nostru, echipa liberală de la Consiliul Județean, în ceea ce privește modernizarea satului sau a comunităților noastre, în ultimii doi ani de zile a făcut eforturi, practic de am reușit să alocăm, așa cum am mai spus, fără a ține cont de culoarea politică a primarilor sau a comunităților, resurse uriașe pentru a finanța realizarea și modernizarea drumurilor. Avem în momentul de față și proiectul POIM de numai puțin de 509 milioane de euro pentru apă și canal în jumătate din comunitățile județului nostru, la finalul căruia 200.000 de, de eșeni, 200 de mii de eșeni vor fi acordați la rețeaua de apă și de canalizare a județului nostru. Consecințele negative și lipsa programului de investiții a Angel Salinii am putea să o traducem la nivelul județului nostru și, evident, a României astfel. Servicii esențiale pe care statul și unitățile teritoriale administrative trebuie să le asigure tuturor cetățenilor nu ar putea fi operite, oferite la standard de, ca de calitate și, evident, siguranță sau nu pot fi oferite deloc în anumite zone izolate ale județului nostru cum și noi avem în continuare comune sau comunități, sate, cătune, care practic nu au nici apă, nici asfalt și evident nici canalizare. Un alt risc major al neimplementării unei astfel de, pro de program ar fi depopularea comunităților subdezvoltate. Și întâlnindu-mă cu dumneavoastră pe stradă în municipiul Iași sau în mediul rural, târguri sau diverse evenimente, mi-ați spus cum practic satul ieșean se depopulează din lipsa unor investiții în infrastructura serviciilor publice care practic să-i facă pe colegii noștri, pe verișorii noștri, pe membrii familiilor noastre să se întoarcă înapoi în județ din diasporă, fie că vorbim de Italia, Spania, Germania sau Anglia și să investească pentru a se stabili aici. Un alt risc major ar fi imposibilitatea României de a închide procedura de infringement într-un termen rezonabil. După cum știți, România are mari întârzieri pentru nerespectarea unor norme asumate în relația cu Uniunea Europeană privind tratarea apelor urbane reziduale, adică apelor uzate și evident aceeași problemă o avem și în comunitățile locale. De asemenea, un alt risc major pe care guvernul a avut în vedere și pe care și noi la Consiliul Județean încercăm practic să-l să rezolvăm. Aceste creșteri a decalajelor, sau mai degrabă spus lucrăm pentru reducerea decalajelor și evident a posibilităților de a se dezvolta un mediu sănătos între mediul urban și evident cel rural. Ba chiar între comunități din mediul rural, dacă ținem cont de cum s-au dezvoltat în ultimii ani comunitățile din zona metropolitană și aici mă refer la Miroslava, Tomești, Ciurea, Rediu, Valea Lupului sau Lețcanii, comparativ cu comunități care practic din păcate și cu administrații deficitare aceste decalaje s-au accentuat. Și mă refer la, la Șcheia, mă refer la um, Sirețel, Șipote și multe alte comunități care practic au pierdut acest ritm al, al dezvoltării. Vestea bună! pentru județul nostru este că Iașul primește 1,5 miliarde de lei prin acest program pentru proiecte, așa cum v-am spus, de modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea rețelei de apă și canalizare. Practic, județul nostru, în următorii 5 ani de zile, pentru apă și canal, primește numai puțin de 700 de milioane de euro avem 500 de milioane de euro, mai exact 509 milioane prin programul POIM pe fonduri europene și acum numai puțin de 150 de milioane de lei pe program, de euro pe programul Angel Salini cu posibilitatea ca primarii comunităților pe care dumneavoastră îi aveți să poată depune inclusiv prin, prin PNRR. De asemenea, tot în Angel Salini, județul nostru a obținut o finanțare de 210 milioane de lei pentru proiectele de modernizare și extindere a rețelei de distribuție de gaze naturale. Pentru ambele categorii de finanțare și drumului apă și canalizare și evident cel de-a doua categoria distribuției de gaze naturale, județul nostru se clasează pe locul 6 la nivel național în clasamentul județelor cu cele mai mari Finanțări. E o veste bună. Evident că județul nostru, fiind și cel mai mare județ din țară, are nevoie și mai mare de, de alocări financiare în perioada următoare, dar trebuie făcut precizarea că alocarea s-a făcut în mod transparent și, evident, echitabil. Prioritatea au fost nevoile cetățenilor și ale comunităților. Trebuie, încă o dată, menționat și am să mă tot rep repet. Comunitățile nu au fost defavorizate sau avantajate în funcție de culoarea politică. Nu a existat culoarea politică, ci doar interesul oamenilor pe care îi reprezentăm și vreau să cred că eu și întreaga administrație liberală o facem în mod onest și transparent. Cele 127 de, de proiecte care vor fi implementate în cele 98 de uat ale județului nostru vor face posibil ca practic comunități gen Miroslava, Schituduca să aibă investiții majore de aproximativ de peste 10 milioane fiecare comunitate în ceea ce privește extinderea rețelei de apă și canalizare. După cum bine știți, și la Bârnova, și la Ciurea, și la Miroslava, și la Valea Lupului au fost probleme în ceea ce privește rețeaua de apă și canalizare în această perioadă mai secetoasă a anului, și datorită faptului că mulți dintre locuitorii comunităților noastre au folosit apa potabilă pentru a-și iriga gazonul sau grădinele, dar odată cu extinderea acestor comunități se simte și mai mult nevoia de a extinde rețeaua de apă și, și canalizare. În ceea ce privește alocările pentru investiții în gaze naturale, Vreau să vă spun că județul nostru primește peste 383 de milioane de lei și mă bucur foarte mult că avem gaze naturale care vor ajunge pentru prima dată în comunități gen Popricani, Victoria, Dumești, Plugari, Deleni, Ceplenița și, evident, multe alte comune care, practic, prin grija și determinarea primarilor noștri, în mare parte dintre ei, ai administrației liberale, au reușit să-și câștige aceste proiecte și vom reuși să implementăm un proiect mult așteptat în județul nostru. De menționat că guvernul și administrația județeană au soluții pentru a dezvolta județul și, evident, comunitățile noastre. Mă bucur foarte mult că, dincolo de investițiile pe care le-am tot anunțat în în această întâlnire cu dumneavoastră în apă, canalizare, drumuri și gaze naturale? Administrația liberală, și vreau să le mulțumesc colegilor consilieri județeni, iar în Consiliul Județean facem coaliție de guvernare cu liberalii, cu mișcarea populară, am reușit să investim în acest an bani în educație, în asistență și protecția copilului și mai ales în sănătatea noastră și a copililor noștri. Dragi șeni, Facem toate eforturile necesare pentru a beneficia de fiecare măsură de sprijin din partea guvernului și pentru a valorifica orice oportunitate de finanțare, astfel încât să ducem la îndeplinire toate obiectivele pe care eu, ca și președinte al Consiliului Județean Iași, mi le-am asumat împreună cu echipa în fața dumneavoastră. Iar proiectele la care lucrăm să fie finalizate și evident să aducă dezvoltarea județului nostru. Cred că este un bun moment să le mulțumesc colegilor din Guvernul României pentru că au înțeles nevoile comunităților noastre și au gândit acest program de investiții pentru a veni în sprijinul administrațiilor locale. Totodată le mulțumesc și colegilor parlamentari liberali de Iași, începând cu președintele PNL Alexandru Muraru, alături de care am făcut eforturi constante pentru a promova interesele județului nostru la București. De la Icuza până la Victoria, vreau să-i felicit pe toți primarii județului nostru care au gândit și depus proiecte în cadrul programului național Angel Salini. Vă, vă suntem, stimați colegi primari, alături în implementare și rămânem parteneri, indiferent de culoare politică, indiferent de simpatie, indiferent de vârstă, pentru că avem un obiectiv comun și anume să modernizăm împreună și să dezvoltăm județul nostru. Pe umerii noștri stă responsabilitatea uriașă de a le demonstra celor care ne sunt alături în fiecare zi, anume cetățenilor județului nostru, că avem voință, că știm și putem să dezvoltăm în continuare fiecare localitate, astfel încât să facem din județul Iași județul în care iubim să trăim. Cât privește Consiliul Județean, acesta a obținut 140 de milioane de lei prin programul național Anghel Salini pentru a moderniza o serie de, de sectoare de infrastructură rutieră. În urma acestei uh, aprobări, practic județul nostru uh, a primit acești bani și va implementa 5 proiecte de modernizare. Astfel, prin programul național Anghel Salini, peste 60 de kilometri de drum județean vor fi modernizați cu aceste fonduri guvernamentale. Și aici vreau să fac referire la modernizarea drumului județean 201C, limită județ Neamț uh, cu Răchitenii, modernizarea drumului județean 249 Hermeziu Vladomira, modernizarea drumului județean 249D, intersecția drumului județean 249E Moreni, Prisăcan, Măcărești, Grozești, un drum uh, care a adus multe bătăi de cap acestei administrații pentru că el practic și am, am discutat cu cetățenii din Prisăcani, și mă bucur foarte mult că ei au înțeles, a fost exclusiv o promisiune electorală fără nici măcar un fundament financiar care practic să poată duce la implementarea acestuia. Practic, prin programul național Anghele Salini s-a găsit finanțarea și sunt convins că vom reuși să finalizăm acest proiect început. De asemenea, un alt proiect care va, va fi implementat este drumul județean 282B de la Bivolar Traian Spineni, iar ultimul, dar nu cel din urmă, modernizarea drumului județean 282A popricani Larga Gigi. Practic vor fi legate astfel două comunități importante, Popricani și Movilenii, și vom reuși practic să legăm DN24 cu axa Suceava, care până la finalul anului viitor ea va fi implementată. Dragi eșeni, mă bucur foarte mult că am reușit în această perioadă, în aceste luni, după lungi așteptări, ca acest program național Angel Salini să prindă contur pentru județul nostru și mă bucur foarte mult că ai noștri primari în funcție de proiectele pe care le au depus, de necesitățile identificate în urma discuțiilor cu dumneavoastră, au reușit să găsească sprijin și din partea Consiliului Județean Iași și a Guvernului României, să aducem acești 1,5 miliarde de lei în județul nostru. Mă bucur foarte mult că ne sunteți alături, mă bucur foarte mult că mă sprijiniți în activitatea administrativă. Vă sunt recunoscător și vă asigur că rămân același om de bună credință, axat pe dezvoltarea județului nostru, dezvoltare pe care o vom face împreună. Vă mulțumesc și abia aștept să ne revedem.